Două femei din anturajul fostului președinte român Traian Băsescu au fost condamnate la închisoare într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. Este vorba despre Elena Udrea, care a fost consilier prezidențial, și fiica sa, Ioana Băsescu. Udrea a fost condamnată la 8 ani de pușcărie cu executare pentru spălare de bani și luare de mită, în timp ce fiica fostului lider de la Cotroceni ar putea face 5 ani de detenție pentru delapidare și instigare la spălare de bani. Decizia a fost luată în prima instanță și poate fi contestată. După ce motivarea va fi redactată pe larg, dosarul va ajunge la instanța supremă, unde va fi luată decizia finală.